Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Doar o mică actualizare, că am început cu știrea despre progresul excepțional din Botoșani, unde se cumpără bude clasice din rășinoase și vin și au venit și primele două BMW-uri. Acum ne-a trimis cineva o poză, știm din ce județ e asta? Nu știm. Ba da. S-a făcut actualizare, mașinile alea de tablă, adică, sau de carton, care sunt tăiate așa, mașinile de poliție puse pe aici, pe acolo, pe pentru margine, să descurajeze pe cei care trec o singură dată și prima dată pe acolo. Acum nu mai este un Logan de la vechi sau Dacia Solența, acum este o siluetă de BMW 320. Are de tot. Dar oare au venit BMW-urile și cu cartoane de astea? Adică când au dat comanda, le-au livrat și niște machete de-astea. Când cumperi unele tricouri, primești și o cutiuță cu abții build-uri. Asta zic. Așa, probabil că au primit BMW-ul și luat și două, trei cartoane să pară mai multe. Poza pe care am primit-o e de la Paul și este din județul Mureș, din Sânt Giurgiu de Mureș. Da, poftim. Și hai că și cadra cu macheta e pusă pe colțul unei case. Așa, dar adică e cu culorile noi, e frumos. Da, e sprijinită a cana de un gard. Da. Altfel, prieteni vești de la Hidroelectrica și nu s-au emis facturi, sau cel puțin nu... Nu la mine, eu am primit Nu, da. Păi că, uite, Adi și cu Luca au primit factură. Da, noi de aici patru suntem cu Hidroelectrica. Trei. Primit amândoi pe 5 mai. Da. Eu am primit în octombrie ultima. E adevărat, eu stau și în Corbeanca, cred că la litera C încă n-au ajuns. În octombrie sau pe octombrie? În octombrie, pe nu știu când, pe ce. Era... Am primit în... În octombrie. Acum pe 5 mai, pe noiembrie. Da. Uite, vorba lui Adi, dacă ai factura pe noiembrie, practic ești la zi. Practic ești la zi. Stai o lună întârziere. Cum ar veni o lună întârziere? Asta e, deci nu cu facturile, nu au aplicații, nu au site-ul funcțional. De fapt, site-ul nu e funcțional. Intri și nu reușești să afli mare lucru de acolo. Bine, dă seama că la iarnă, când toată lumea o să plătească facturi de la mari, voi o să plăteți factura pe vară. Da, așa cred. Dar să știți, Hidroelectrica se pregătește să-și ia mașini. Hidroelectrica ia în leasing operațional. Adică asta este un practic genul de leasing operațional pe care îl iau ei, un fel de închiriere. Folosesc mașina și la sfârșit le dau înapoi. Da. Dar nu plătești mașina în totalitate. 200 de mașini pe 3 ani, cu 4,5 milioane de euro. Mașini pe care le vrea livrate, așa e cererea, să fie livrate fix în 7 ianuarie 2024. Toate 200? Adică, da, așa pare. Adică de Sfântul Ion, frate. Și da, nu știu care este de Sfântul Ion care, adică o fi vreun Sfântul Ion acolo, Hidroelectrica, poate șeful de la parcul auto să se... Ori au calculat ei cumva cât să fie, știi, după Revelion, Crăciun și asta se dezmeticesc și... Dar e zi liberă, cu siguranță. Nu, Sfântul Ion nu e zi liberă, decât dacă e în weekend. Cum nu? E zi liberă. Nu e zi liberă. De când? De anul viitor? De anul viitor e zi liberă. Da. Chiar dacă nu e liberă, e liberă la Hidroelectrica și la stat, vă spun eu. Autovehiculele acestea sunt așa, de tip limuzină sedan. Adică pică duminică oricum. Okay. Nu pică, măi, 7 ianuarie 2024, cum să pice? Pică duminică? Pică duminică, da. Ce țeapă. Deci le livrează duminică. Limuzină sedan, 10 bucăți, adică berline. SUV tip 1, 100 de bucăți. SUV tip 2, 20 de bucăți. Și mai sunt și 73 de brecuri, adică combi. Cred că-s pentru intervenție. Avem așa, cele mai scumpe berlinele, 200.000 de lei pe bucată. Pentru acest contract de leasing operațional, adică în acești 3 ani, vor plăti 40.000 de euro. Apoi vin SUV-uri 2, 220.000 de lei pe bucată, deci 44.000 de euro. Toate SUV-urile astea, adică 20, sunt pentru executiv, sediu central din București, deci pentru Boș. Restul teritoriu. Dar ce se cere în caietul de sarcini? La berline, motor între 1900 și 2000 de cai putere, putere minimum 2000 de centimetri cubi, putere minimum 147 de cai, Euro 6 benzină, logic, transmisie automată în 7 trepte, tracțiune 4x4 la berline, tapiserie, piele inclusiv, plus geamuri fumării în spate și la lunetă. De ce berline între 1900 și 2000 cu putere de 150 de cai, știți voi? 147 fix. Nu, minimum 147. Ah, ok. Eu văd niște pasaturi aici. Așa le văd eu, poate mă înșel. SUV-urile de tip 1, motor între 1300 și 1600, benzină Euro 6, tracțiune 4x4, culoare albă. Astea... Ca SUV-urile au făcut rabat. Da. Unde să aibă motor mai mic. Da, Duster scrie pe ele. Da. SUV-urile de tip 2, tot cu motor între 1300 și 1600, benzină Euro 6, puterea de minimum 147, tracțiunea fiind însă 4x2.
Astea sunt pentru boșii din București, pentru că în București poți urca bordura și doar cu tracțiune față, da, dar trebuie să ai SUV neapărat în București, fiind un oraș aglomerat, trebuie să ocupi mai mult spațiu, că da, e spațiu tău personal. Nu poți să mergi cu mașină mică, dacă e șef. În București trebuie să mergi cu mașină mai mare. Și break-urile, motor între 900 și 1000 de centimetri cubi. A, modest. 100 de cai putere, dotări modeste. Astea sunt pentru sărmanii aia care, da, sărmanii care se duc să citească contoarele. Mergeți mai la vale, la deal, nu garantăm că puteți să urcați. Bine, altfel, bă, nu poți să le reproșezi, serios. Adică dacă ar fi o firmă privată, n-ai putea să le reproșezi nimic. Hidroelectrica este probabil cea mai profitabilă companie de stat a acestei perioade. În primul trimestru a încheiat cu profit net de 1,7 miliarde de lei. 3 luni, primul trimestru. Creștere 33% față de profitul net de 1,3 miliarde din primul trimestru de anul trecut. Adică super bonusuri, ce să... Când faci profit, bine, îl ia tot guvernul. Nu vă imaginați că folosesc pentru investiții, da, da, să-și facă ceva aplicații, da, sau... Băi, șeful, lasă-ne și pune-ne niște mașini. Altfel spus, e gândită bine, să știi. Cu facturile astea întârziate, practic ei au de încasat. Da. Și când o să înceapă să încaseze facturile de la voi, da, știi, până în ianuarie 2024, când încep să plătească primele rate la leasingul ăsta operațional, da, e la fix. Bani. Au și bani, au în conturi, au 4,8 miliarde de lei. Oho. În 2022 profit net 4,4 miliarde de lei, în creștere cu 44% față de 2021, dar pe de altă parte, eu sunt curios, nu cred că vreodată vor comunica sau vor calcula măcar câți bani pierd prin faptul că întârzie facturile cu atâtea luni, cu câte 6-7 luni. Pentru că în timpul ăsta, firmele care au contract cu ei mai se mai închid, mai dau faliment, mai dispar, mai pleacă lumea din țară, mai mor oameni, mai cine știe câți bani se pierd în felul ăsta că ei nu încasează la timp. Habar n-am. Și apropo, poate vreți să știți cum a ajuns Hidroelectrica printre liderii furnizării de energie, că în momentul ăsta cred că sunt printre cei mai mari, sunt sus de tot, cred că aveau câteva mii de clienți când a fost panica cu se scumpește curentul anul trecut, da, și au zis, ai veniți la noi, că noi avem cu 80 de bani în condițiile în care îți trimiteau propuneri, 4 lei pe kilowatt, 5 lei, de-astea. Lumea s-a speriat, toată lumea s-a dus pe 80 de bani și au ajuns la 500 de mii. De la câte mii ori fi avut ei, habar n-am. Ziarul Financiar a aflat. Ei au procesat manual 500 de mii de dosare pentru noi clienți. Mamă, ce muncă! Bă, deci dacă e voință să găsești o cale, și eu aștept acum factura, eu așa cred că o să vină factura asta de la Hidroelectrică, o să vină factura scrisă tot manual cu pixul pe hârtie. Da, 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 da. Și o să vină la tine... autocopiantă. Îmi dau exemplarul verde, mi-l dau mie. Și o să-ți vină la ușă să plătești cash. Da, cred că da. Vine factorul poștal cu geanta aia de pele. Domnul Petreanu, aveți de plată 7328 de lei și 52 de bănuți. Da, de tare, uite ce a pățit un ascultător de al nostru, George, care a primit în sfârșit o factură de la Hidroelectrica, că spui că tu n-ai mai primit de mult, dar în factură mi s-au calculat și penalizări pentru întârzieri la plată asta, deși n-am mai avut nicio factură până acum, deci n-am avut ce să plătesc. Băi, este ceva îngrozitor. Deci eu, mie, sincer, mie groază de ce o să se întâmple când o să înceapă să... Dar o să avem moment la radio, vă povestesc tot, când vine prima factură, nu știu dacă o să mai avem emisiune atunci, dar eu când vine prima factură... Prindem. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.